Lucrările desfășurate astăzi la Giurgiu au avut pe ordinea de zi prezentarea proiectului Planului de Management al Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea și stadiul implementării proiectului Watman, Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Apelor. Comitetul a reunit reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a instituțiilor prefectului, primăriilor, consiliilor județene, ONG-urilor și agenților economici din bazinul hidrografic Argeș-Vedea. Are loc o prezentare a proiectului de management al acestui comitet și în partea a doua urmează să fie prezentat proiectul Watman, care este vorba despre o monitorizare a tuturor datelor care pot fi prezentate referitoare la fenomenul hidrografic. Cu ocazia ședinței Comitetului de Bazin Argeș-Vedea a avut loc și conferința de diseminare a informațiilor în cadrul proiectului Danube Water Integrated Management. Ambele proiecte aduc un plus județului Giurgiu, care va beneficia de investiții importante. Spuneți-mi, vă rog, pentru județul Giurgiu ce aduce acest proiect? Pentru județul Giurgiu, după cum ați văzut, această navă Sarmisegetuza a fost dată în exploatare la sistemul de gospodărire a apelor. De asemenea, avem 1500 de metri de diguri gonflabile pentru a supraînălța digurile locale pentru apărarea localității, dacă este cazul. Eu vă doresc din toată inima să nu fie. De asemenea, avem substanțe pentru depoluare, pentru că aveți o zonă portuală destul de intens circulată și poluarea cu petrol accidental poate apare oricând. La nivel regional, proiectul urmărește protecția împotriva inundațiilor pentru 1,5 milioane de locuitori. Reducerea riscului de incidență la inundații în zona vizată va fi de 7%.